Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid și bine v-am găsit la un nou episod! Astăzi vreau să vă recomand canalul lui Bogdan Marius, care face diferite tunsuri. La el pe canal puteți vedea frizuri celebre a diferitor fotbaliști. Pe lângă asta mai face și vlog, așa că merită să te abonezi. Pe canalul lui de YouTube are filmulețe cu peste 2 milioane de vizualizări. Dă click aici pentru a vedea mai multe. Nu uita să te abonezi la Bogdan, la fel am făcut-o și eu. Link-ul la canal îl găsești în descriere. Iar în continuare vom vorbi despre dinozauri. În perioada jurasică și cretacică, dinozaurii rar mureau de bătrânețe. Atunci domneau dinozaurii prădători. Moartea era peste tot, cădea ca o piatră din cer, se furișa prin pădure, iar uneori venea printre copaci în forma unui tiranozaur. Astăzi vă prezint 5 cei mai periculoși dinozauri. Să începem! Giganotosaurul a trăit cu 100 de milioane de ani în urmă pe teritoriul Argentinei de astăzi. A fost unul din cei mai mari dinozauri carnivori, cu o lungime de până la 15 metri, înălțime de 6 metri și o greutate de până la 8 tone. Era bine înzestrat pentru a-și vâna prada, din care făcea parte și cel mai mare erbivor din toate timpurile, Argentinozaurul. Datorită mărimii, argentinozaurii maturi nu se temeau de nimeni, însă cei bătrâni, bolnavi sau încă mici puteau deveni ușor prada giganotozaurilor. Acești prădători adesea vânau în haită, datorită la asta șansele de a omorî prada erau mult mai mari. Craniul său mare avea fălci puternice cu dinți ascuțiți, în formă de ferăstrău, ușor curbați spre interior. Giganotozaurul avea dinți adaptați mai mult pentru tăiat piele și carne decât pentru sfârmat oase. Mușcătura sa era programată să provoace tăieturi adânci în țesuturile moi, ducând la hemoragii masive care se soldau cu moartea nefericitei prăzi. Chiar dacă victima nu murea imediat, putea muri peste câteva zile din cauza rănilor și infecțiilor. În timpul vânatului, adesea erau răniți grav și giganotozaurii, iar dacă vânătoarea a sfârșit nereușit, membrii flămânzi ai haitei mâncau colegii răniți fără milă. În acele timpuri, canibalismul era ceva normal. Urmează alozaurul. A fost unul dintre cei mai puternici, mortali și de temut dinozauri din Jurasicul târziu. Era un mare dinozaur carnivor biped, atingând până la 12 metri lungime. Până când au apărut tiranozaurii, 50 de milioane de ani mai târziu, alozaurii și rudele sale au fost cei mai mari prădători care trăiau pe pământ. Craniul puternic era mașina perfectă de mâncat carne. Fălcile alozaurilor erau largi și masive, cu dinți zimțați, proiectați pentru sfârșierea cărnii. Membrele anterioare erau scurte, dar puternice, iar membrele superioare aveau câte 3 degete. Fiecare deget avea o gheară curbată, puternică și ascuțită. Își foloseau membrele din față ca să captureze și să apuce carnea, în timp ce se hrăneau. Picioarele din spate erau mari și puternice, construite pentru viteză și agilitate. Mai pe scurt, e un semn rău dacă un asemenea animal îți trece drumul. În epoca dinozaurilor, principalul era capacitatea de a te acomoda. Unii, pentru a supraviețui, au schimbat mărimea pe viteză, îndemânare și niște gheare ascuțite ca lama. Această creatură demonstrează că în lumea preistorică moartea putea lua orice forme și mărimi. Deinonychus a fost un prădător asemănător cu o reptilă acoperită cu pene. Înălțimea lui era de 1,5 metri, lungime de 3 metri și avea o greutate de circa 90 de kilograme. Un pitic după standardele dinozaurilor. Însă era înarmat de natură, într-un asemenea mod, cum nu este un alt animal în zilele noastre. 70 de dinți, foarte ascuțiți, gheare, viteză, avea de toate, era și deștept în comparație cu alți dinozauri. Acest vânător se apropia de pradă, analiza situația și ataca cu o precizie mortală. Ataca chiar și unul din cei mai mari erbivori din toate timpurile, Sauroposeidonul, care creștea până la înălțime de 18 metri și cântărea peste 50 de tone. Apărarea Sauroposeidonului o constituia mărimea lui gigantică, dar ca și toate animalele, acest gigant venea pe lumea asta foarte mic. În primii 3 ani, acesta creștea până la o tonă și în acești 3 ani, prădătorii Deinonychus stăteau pe urmele lui. Acești vânători aveau organele de simț foarte dezvoltate. De exemplu, datorită mirosului, ei puteau să urmărească prada chiar și în cea mai întunecoasă noapte. Puteau simți mirosul victimei de la o distanță de 30-40 de kilometri. Deinonychus avea o îndemânare foarte bună și putea dezvolta o viteză de peste 60 de km pe oră și mai adăugați la asta un echilibru perfect. Adunând toate astea, viteza, mirosul, îndemânarea, putem spune că tânărul Sauroposeidon era urmărit chiar de însuși moartea. Unde mai pui că de obicei Deinonychus vânau în haită. Acești vânători atacau în modul următor. Săreau pe pradă, cu ajutorul ghearelor de la membrele anterioare se agățau de ea ca o pisică și acum a venit rândul să se folosească de arma lor principală, ghearele de la picioare.
mare, care puteau ajunge până la 10 cm și erau foarte ascuțite. Cu ajutorul lor, Deinonychus produceau răni mortale, atacând instinctiv, anume punctul slab al gigantului, gâtul. Acolo erau situate căile respiratorii, arterele și venele, care fiind tăiate lăsau Sauro Poseidonul fără șanse de supraviețuire, însă moartea era lungă și chinuitoare, deoarece erau mâncați cât erau încă în viață. În continuare urmează Tiranozaurul Rex. Denumirea Tiranozaur înseamnă reptilă tiran. T-Rex, cum mai este numit, a fost unul din cele mai perfecte animale prădătoare din istoria planetei, unul din cele mai mari și mai îngrozitoare animale care mergeau pe două picioare. 2 milioane de ani a domnit în nordul Americii. Carnivorul puternic și inteligent era înarmat destul pentru a se descurca cu o pradă mare și bine apărată. Lungimea acestui prădător superior era de 12 metri, înălțime de 5,5 metri, iar greutatea sa putea ajunge până la 7 tone. Tiranozaurul era dotat cu un craniu enorm și dinți care puteau rupe oasele cu ușurință. Maxilarul acestui criminal a dat naștere la o mulțime de legende, 1,5 metri de coșmar, cu 60 de dinți care ajungeau până la 30 de centimetri, un mecanism de 16 ori mai puternic decât maxilarul unui crocodil sau de 2 ori mai puternic decât maxilarul rechinului mare alb. Datorită unui asemenea maxilar, T-Rex-ul era capabil să omoare chiar și cel mai bine apărat erbivor din istorie, Triceratops-ul. Dar pe lângă toate astea, tiranozaurul era dotat cu unul dintre cele mai mari creiere din lumea preistorică. Nu era un animal doar foarte puternic, dar și destul de inteligent, care avea o gândire strategică cu ajutorul căreia își planifica vânătoarea. Acest prădător avea o vedere foarte bună, putea observa cele mai mici mișcări de la o distanță de 7 km, e de 6 ori mai departe decât vedem noi. Toate aceste calități au făcut din Tiranozaurul Rex unul din cei mai periculoși prădători din istorie. Și Spinozaurul, un adevărat rege printre dinozauri. Ghiare mari cu o lungime de 40 de centimetri, care ar fi putut trece prin metal, o gură plină cu dinți de crocodil, o creastă înaltă pe spate, un corp cu o lungime de până la 18 metri, membre anterioare de până la 2 metri și o greutate de până la 8 tone. Acesta este portretul celui mai mare, mai periculos și mai înfricoșător dinozaur prădător. Putea fi găsit în nordul Africii cu 95 de milioane de ani în urmă. Fiind cel mai mare dinozaur carnivor, nu era frică de nimeni și orice specie de dinozaur putea deveni prada spinozaurului. Apropiindu-se de victime, spinozaurul își învingea dinții mari și ascuțiți în carnea ei, apoi își izbea capul dintr-o parte în alta, rupând bucăți de carne din pradă. De la aceste mișcări rapide, gâtul victimei se rupea imediat. Din această cauză, de la prinderea până la moartea victimei, trecea foarte puțin timp. Acest vânător avea niște picioare foarte puternice, datorită cărora era unul dintre cei mai rapizi și mai îndemânati dinozauri carnivori. Majoritatea dintre dinozaurii prădători, printre care și T-Rex-ul, aveau niște lăbuțe foarte mici, care nu le foloseau la nimic. În comparație cu ei, spinozaurul se asemăna cu un bodybuilder cu ghiare uriașe. Cu aceste labe, el lovea victima de nenumărate ori, ghearele ascuțite provocând răni care adesea deveneau mortale. Fiind cel mai mare, foarte rapid, foarte puternic, dotat cu membri musculoase și puternice, cu ghiare masive și foarte ascuțite, spinozaurul putea mânca pe oricine și nu era frică de nimeni. Din această cauză ocupă primul loc în topul nostru. Și cam atât pentru astăzi, prieteni. Nu uitați de like, share, subscribe dacă v-a plăcut episodul. Vă mai amintesc o dată de canalul lui Bogdan, unde puteți găsi o mulțime de filmulețe interesante. Iar linkul spre canalul lui îl găsiți în descriere. Deci vă urez o zi frumoasă în continuare. Ne auzim la un nou episod. Pe curând, sau încă mici, puteau deveni ușor prada giganotozaurilor. Acești prădători adesea vânau în haită. Datorită la asta, șansele de a omorî prada erau mult mai mari. Craniul său mare avea fălci puternice cu dinți ascuțiți, în formă de ferăstrău, ușor curbați spre interior. Giganotozaurul avea dinți adaptați mai mult pentru tăiat piele și carne, decât pentru sfârmat oase. Mușcătura sa era programată să provoace tăieturi adânci în țesuturile moi, ducând la hemoragii masive care se soldau cu moartea nefericitei prăzi. Chiar dacă victima nu murea imediat, putea muri peste câteva zile din cauza rănilor și infecțiilor. În timpul vânatului, adesea erau răniți grav și giganotozaurii, iar dacă vânătoarea a sfârșit nereușit, membrii flămânzii ai haitei mâncau colegii răniți fără milă. În acele timpuri, canibalismul era ceva normal. Urmează alozaurul. A fost unul dintre cei mai puternici, mortali și de temut dinozauri din Jurassicul târziu. Era un mare dinozaur carnivor biped, atingând până la 12 metri lungime.
până când au apărut tiranozaurii 50 de milioane de ani mai târziu. Alozaurii și rudele sale au fost cei mai mari prădători care trăiau pe pământ. Craniul puternic era mașina perfectă de mâncat carne. Fălcile alozaurilor erau largi și masive, cu dinți zimțați, proiectați pentru sfârșierea cărnii. Membrele anterioare erau scurte, dar puternice, iar membrele superioare aveau câte 3 degete. Fiecare deget avea o gheară curbată, puternică și ascuțită. Își foloseau membrele din față ca să captureze și să apuce carnea, în timp ce se hrăneau. Picioarele din spate erau mari și puternice, construite pentru viteză și agilitate. Mai pe scurt, e un semn rău dacă un asemenea animal îți strece drumul. În epoca dinozaurilor, principalul era capacitatea de a te acomoda. Unii, pentru a supraviețui, au schimbat mărimea pe viteză, îndemânare și niște gheare ascuțite ca lama. Această creatură demonstrează că în lumea preistorică moartea putea lua orice forme și mărimi. Deinonychus a fost un prădător asemănător cu o reptilă acoperită cu pene. Înălțimea lui era de 1,5 metri, lungimea de 3 metri și avea o greutate de circa 90 de kilograme, un pitic după standardele dinozaurilor. Însă era înarmat de natură, într-un asemenea mod, cum nu este un alt animal în zilele noastre. 70 de dinți, foarte ascuțiți, gheare, viteză, avea de toate, era și deștept în comparație cu alți dinozauri. Acest vânător se apropia de pradă, analiza situația și ataca cu o precizie mortală. Ataca chiar și unul din cei mai mari erbivori din toate timpurile, Sauroposeidonul, care creștea până la înălțime de 18 metri și cântărea peste 50 de tone. Apărarea Sauroposeidonului o constituia mărimea lui gigantică, dar ca și toate animalele, acest gigant venea pe lumea asta foarte mic. În primii 3 ani, acesta creștea până la 1 tonă și în acești 3 ani, prădătorii Deinonychus stăteau pe urmele lui. Acești vânători aveau organele de simț. Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vreau să vă recomand canalul lui Bogdan Marius, care face diferite tunsuri. La el pe canal puteți vedea frizuri celebre a diferitor fotbaliști. Pe lângă asta mai face și vlog, așa că merită să te abonezi. Pe canalul lui de YouTube are filmulețe cu peste 2 milioane de vizualizări. Dă click aici pentru a vedea mai multe. Nu uita să te abonezi la Bogdan, la fel am făcut-o și eu. Linkul la canal îl găsești în descriere. Iar în continuare vom vorbi despre dinozauri. În perioada jurasică și cretacică, dinozaurii rar mureau de bătrânețe. Atunci domneau dinozaurii prădători. Moartea era peste tot, cădea ca o piatră din cer, se furișa prin pădure, iar uneori venea printre copaci în forma unui tiranozaur. Astăzi vă prezint 5 cei mai periculoși dinozauri. Să începem! Giganotosaurul a trăit cu 100 de milioane de ani în urmă pe teritoriul Argentinei de astăzi. A fost unul din cei mai mari dinozauri carnivori, cu o lungime de până la 15 metri, înălțime de 6 metri și o greutate de până la 8 tone. Era bine înzestrat pentru a-și vâna prada, din care făcea parte și cel mai mare erbivor din toate timpurile, Argentinozaurul. Datorită mărimii, argentinozaurii maturi nu se temeau de nimeni, însă cei bătrâni, bolnavi, era înarmat destul pentru a se descurca cu o pradă mare și bine apărată. Lungimea acestui prădător superior era de 12 metri, înălțime de 5,5 metri, iar greutatea sa putea ajunge până la 7 tone. Tiranozaurul era dotat cu un craniu enorm și dinți care puteau rupe oasele cu ușurință. Maxilarul acestui criminal a dat naștere la o mulțime de legende, 1,5 metri de coșmar, cu 60 de dinți care ajungeau până la 30 de centimetri, un mecanism de 16 ori mai puternic decât maxilarul unui crocodil sau de 2 ori mai puternic decât maxilarul rechinului mare alb. Datorită unui asemenea maxilar, T-Rex-ul era capabil să omoare chiar și cel mai bine apărat erbivor din istorie, Triceratops-ul. Dar pe lângă toate astea, tiranozaurul era dotat cu unul dintre cele mai mari creiere din lumea preistorică. Nu era un animal doar foarte puternic, dar și destul de inteligent, care avea o gândire strategică cu ajutorul căreia își planifica vânătoarea. Acest prădător avea o vedere foarte bună, putea observa cele mai mici mișcări de la o distanță de 7 km, e de 6 ori mai departe decât vedem noi. Toate aceste calități au făcut din tiranozaurul Rex unul din cei mai periculoși prădători din istorie. Și spinozaurul, un adevărat rege printre dinozauri. Gheare mari cu o lungime de 40 de centimetri, care ar fi putut trece prin metal, o gură plină cu dinți de crocodil, o creastă înaltă pe spate, un dinți foarte dezvoltate. De exemplu, datorită mirosului, ei puteau să urmărească prada chiar și în cea mai întunecoasă noapte, puteau simți mirosul victimei de la o distanță de 30-40 de kilometri.
Deinonychus avea o îndemânare foarte bună și putea dezvolta o viteză de peste 60 de km pe oră. Și mai adăugați la asta un echilibru perfect. Adunând toate astea, viteza, mirosul, îndemânarea, putem spune că tânărul Sauroposeidon era urmărit chiar de însuși moartea. Unde mai pui că de obicei Deinonychus vânau în haită. Acești vânători atacau în modul următor. Săreau pe pradă, cu ajutorul ghearelor de la membrele anterioare se agățau de ea ca o pisică și acum a venit rândul să se folosească de arma lor principală, ghearele de la picioare, care puteau ajunge până la 10 cm și erau foarte ascuțite. Cu ajutorul lor, Deinonychus produceau răni mortale, atacând instinctiv anume punctul slab al gigantului, gâtul. Acolo erau situate căile respiratorii, arterele și venele, care fiind tăiate lăsau Sauroposeidonul fără șanse de supraviețuire, însă moartea era lungă și chinuitoare, deoarece erau mâncați cât erau încă în viață. În continuare urmează Tiranozaurul Rex. Denumirea Tiranozaur înseamnă reptilă tiran. T-Rex, cum mai este numit, a fost unul din cele mai perfecte animale prădătoare din istoria planetei, unul din cele mai mari și mai îngrozitoare animale care mergeau pe două picioare. 2 milioane de ani a domnit în nordul Americii. Carnivorul puternic și inteligent. Salutare, prieteni! Cu voi este Madrid și bine v-am găsit la un nou episod! Astăzi vreau să vă recomand canalul lui Bogdan Marius, care face diferite tunsuri. La el pe canal puteți vedea frizuri celebre a diferitor fotbaliști. Pe lângă asta mai face și vlog, așa că merită să te abonezi. Pe canalul lui de YouTube are filmulețe cu peste 2 milioane de vizualizări. Dă click aici pentru a vedea mai multe. Nu uita să te abonezi la Bogdan, la fel am făcut-o și eu. Link-ul la canal îl găsești în descriere. Iar în continuare vom vorbi despre dinozauri. În perioada jurasică și cretacică, dinozaurii rar mureau de bătrânețe. Atunci domneau dinozaurii prădători. Moartea era peste tot, cădea ca o piatră din cer, se furișa prin pădure, iar uneori venea printre copaci în forma unui tiranozaur. Astăzi vă prezint 5 cei mai periculoși dinozauri. Să începem! Giganotosaurul a trăit cu 100 de milioane de ani în urmă pe teritoriul Argentinei de astăzi. A fost unul din cei mai mari dinozauri carnivori, cu o lungime de până la 15 metri, înălțime de 6 metri și o greutate de până la 8 tone. Era bine înzestrat pentru a-și vâna prada, din care făcea parte și cel mai mare erbivor din toate timpurile, Argentinozaurul. Datorită mărimii, argentinozaurii maturi nu se temeau cele mai mari și mai îngrozitoare animale care mergeau pe două picioare. 2 milioane de ani a domnit în nordul Americii. Carnivorul puternic și inteligent era înarmat destul pentru a se descurca cu o pradă mare și bine apărată. Lungimea acestui prădător superior era de 12 metri, înălțime de 5,5 metri, iar greutatea sa putea ajunge până la 7 tone. Tiranozaurul era dotat cu un craniu enorm și dinți care puteau rupe oasele cu ușurință. Maxilarul acestui criminal a dat naștere la o mulțime de legende, 1,5 metri de coșmar, cu 60 de dinți care ajungeau până la 30 de centimetri, un mecanism de 16 ori mai puternic decât maxilarul unui crocodil sau de 2 ori mai puternic decât maxilarul rechinului mare alb. Datorită unui asemenea maxilar, T-Rex-ul era capabil să omoare chiar și cel mai bine apărat erbivor din istorie, Triceratops-ul. Dar pe lângă toate astea, tiranozaurul era dotat cu unul dintre cele mai mari creiere din lumea preistorică. Nu era un animal doar foarte puternic, dar și destul de inteligent, care avea o gândire strategică cu ajutorul căreia își planifica vânătoarea. Acest prădător avea o vedere foarte bună, putea observa cele mai mici mișcări de la o distanță de 7 km, e de 6 ori mai departe decât vedem noi. Toate aceste calități au făcut din tiranozaurul Rex unul din cei mai periculoși prădători din istorie. Și spinozaurul, un adevărat rege printre dinozauri. Gheană și în acești 3 ani prădătorii Deinonychus stăteau pe urmele lui. Acești vânători aveau organele de simț foarte dezvoltate. De exemplu, datorită mirosului, ei puteau să urmărească prada chiar și în cea mai întunecoasă noapte. Puteau simți mirosul victimei de la o distanță de 30-40 de kilometri. Deinonychus avea o îndemânare foarte bună și putea dezvolta o viteză de peste 60 de km pe oră. Și mai adăugați la asta un echilibru perfect. Adunând toate astea, viteza, mirosul, îndemânarea, putem spune că tânărul Sauroposeidon era urmărit chiar de însuși moartea. Unde mai pui că de obicei Deinonychus vânau în haită. Acești vânători atacau în modul următor. Săreau pe pradă, cu ajutorul ghearelor de la membrele anterioare se agățau de ea ca o pisică și acum a venit rândul să se folosească de arma lor principală, ghearele de la picioare.
mari, care puteau ajunge până la 10 cm și erau foarte ascuțite. Cu ajutorul lor, Deinonychus produceau răni mortale, atacând instinctiv anume punctul slab al gigantului, gâtul. Acolo erau situate căile respiratorii, arterele și venele, care fiind tăiate lăsau sauroposeidonul fără șanse de supraviețuire, însă moartea era lungă și chinuitoare, deoarece erau mâncați cât erau încă în viață. În continuare urmează tiranozaurul Rex. Denumirea tiranozaur înseamnă reptilă tiran. T-Rex, cum mai este numit, a fost unul din cele mai perfecte animale prădătoare din istoria planetei. Unul din cei avea o gheară curbată, puternică și ascuțită. Își foloseau membrele din față ca să captureze și să apuce carnea, în timp ce se hrăneau. Picioarele din spate erau mari și puternice, construite pentru viteză și agilitate. Mai pe scurt, e un semn rău dacă un asemenea animal îți trece drumul. În epoca dinozaurilor, principalul era capacitatea de a te acomoda. Unii pentru a supraviețui au schimbat mărimea pe viteză, îndemânare și niște gheare ascuțite ca lama. Această creatură demonstrează că în lumea preistorică moartea putea lua orice forme și mărimi. Deinonychus a fost un prădător asemănător cu o reptilă acoperită cu pene. Înălțimea lui era de 1,5 metri, lungime de 3 metri și avea o greutate de circa 90 de kilograme. Un pitic după standardele dinozaurilor. Însă era înarmat de natură, într-un asemenea mod, cum nu este un alt animal în zilele noastre. 70 de dinți, foarte ascuțiți, gheare, viteză, avea de toate, era și deștept în comparație cu alți dinozauri. Acest vânător se apropia de pradă, analiza situația și ataca cu o precizie mortală. Ataca chiar și unul din cei mai mari erbivori din toate timpurile, sauroposeidonul, care creștea până la înălțime de 18 metri și cântărea peste 50 de tone. Apărarea sauroposeidonului o constituia mărimea lui gigantică, dar ca și toate animalele, acest gigant venea pe lumea asta foarte mic. În primii 3 ani, acesta creștea până la 1 tonă de nimeni, însă cei bătrâni, bolnavi sau încă mici puteau deveni ușor prada giganotozaurilor. Acești prădători adesea vânau în haită, datorită la asta șansele de a omorâ prada erau mult mai mari. Craniul său mare avea fălci puternice cu dinți ascuțiți, în formă de ferăstrău, ușor curbați spre interior. Giganotozaurul avea dinți adaptați mai mult pentru tăiat piele și carne decât pentru sfârmat oase. Mușcătura sa era programată să provoace tăieturi adânci în țesuturile moi, ducând la hemoragii masive care se soldau cu moartea nefericitei prâzi. Chiar dacă victima nu murea imediat, putea muri peste câteva zile din cauza rănilor și infecțiilor. În timpul vânatului, adesea erau răniți grav și giganotozaurii, iar dacă vânătoarea a sfârșit nereușit, membrii flămânzi ai haitei mâncau colegii răniți fără milă. În acele timpuri, canibalismul era ceva normal. Urmează alozaurul. A fost unul dintre cei mai puternici, mortali și de temut dinozauri din Jurassicul târziu. Era un mare dinozaur carnivor biped, atingând până la 12 metri lungime. Până când au apărut tiranozaurii, 50 de milioane de ani mai târziu, alozaurii și rudele sale au fost cei mai mari prădători care trăiau pe pământ. Craniul puternic era mașina perfectă de mâncat carne. Fălcile alozaurilor erau largi și masive, cu dinți zimțați, proiectați pentru sfârșierea cărnii. Membrele anterioare erau scurte, dar puternice, iar membrele superioare aveau câte 3 degete. Fiecare deget